Ultimul segment din tablierul care formează calea de rulare a podului suspendat peste Dunăre a fost montat în cursul zilei de marți, 28 iunie. În total, constructorii au asamblat 86 de segmente de tablier ce vor forma viitoarea cale de rulare a podului care va face legătura dintre Galați și Brăila cu județul Tulcea. Fiecare astfel de segment de tablier are o lungime de 25 de metri și o greutate de 250 de tone. În cursul lunii iulie se va trece la următoarea fază a proiectului, iar tablierul montat în prezent într-un sistem de prindere provizoriu va fi sudat pe pozițiile definitive. După finalizarea suprastructurii, se va trece la asfaltarea podului pe toată lungimea până la ancoraj. Lucrările ar urma să fie finalizate până luna decembrie a acestui an.